Bine v-am găsit, matematicienisteți! Eu sunt Nicoleta Gâdea. În această activitate vă voi explica cum să adunați fracțiile care au același numitor. Vă mai amintiți ce este fracția? Fracția ne indică la câte părți egale dintr-un întreg ne referim. Sunt sigură că vă amintiți și care sunt părțile unei fracții. Numitorul, cel care ne arată numărul de părți egale în care a fost împărțit întregul, numărătorul, cel care ne indică numărul de părți la care ne referim. Astăzi veți învăța cum să adunați fracțiile care au același numitor. Veți vedea cât e de simplu! Pentru că adunăm fracții cu același numitor, ne referim la părți egale din întreg. Atunci, păstrăm numitorul neschimbat și adunăm numărătorii. Să vedem un exemplu. Trebuie să adunăm 2 supra 9 plus 6 supra 9. Să nu uităm, pentru că ne referim la părți egale din întreg, vom scrie numitorul, iar numărătorii îi vom aduna. Așadar, 2 plus 6 este egal cu 8. Deci rezultatul va fi 8 supra 9. Sunteți pregătiți pentru o provocare? Perfect! Luați o coadă de desen pe care o pliați în 8 părți egale, ca în imagine. Acum, colorați cu roșu 2 optimi, iar cu albastru 3 optimi. Care este fracția corespunzătoare părții colorate cu roșu? Sigur, 2 supra 8. Dar pentru cea colorată cu albastru? Da, 3 supra 8. Câte părți colorate avem? Pentru a afla, trebuie să adunăm fracțiile. Ne amintim că atunci când adunăm fracții cu același numitor, păstrăm numitorul și adunăm numărători. 2 supra 8 plus 3 supra 8 este egal cu 5 supra 8. Acum, o altă provocare. Trebuie să desenați o floare care să aibă 10 petale. Jumătate să fie roșii și 3 galbene. Câte petale rămân albe? Jumătatea lui 10 este 5, deci fracția corespunzătoare petalelor roșii va fi 5 supra 10. 3 supra 10 este fracția care corespunde petalelor galbene. Pentru a afla numărul de petale colorate, va trebui să adunăm fracțiile. 5 supra 10 plus 3 supra 10 este egal cu 8 supra 10. Știm că în total sunt 10 petale, din care 8 sunt colorate, înseamnă că rămân 2 petale albe. Vă propun un joc! Va trebui să spuneți adevărat dacă următoarele adunări sunt corecte și fals dacă următoarele adunări sunt incorrecte. Să începem! 2 supra 7 plus 3 supra 7 este egal cu 5 supra 7. Corect! De ce? Pentru că 2 plus 3 este egal cu 5. 4 supra 5 plus 4 supra 5 este egal cu 8 supra 5. Corect! De ce? Pentru că 4 plus 4 este egal cu 8. 1 supra 8 plus 2 supra 8 este egal cu 3 supra 16. Într-adevăr, este fals, pentru că atunci când trebuie să adunăm două fracții cu același numitor, adunăm numai numărătorii, iar numitorul rămâne același. 3 supra 5 plus 1 supra 5 este egal cu 5 supra 5. Fals! Pentru că 3 plus 1 este egal cu 4, nu cu 5. 25 supra 100 plus 50 supra 100 este egal cu 75 supra 100. Adevărat! De ce? Pentru că 25 plus 50 este egal cu 75. 4 supra 4 plus 2 supra 4 este egal cu 4 supra 6. Greșit! Nu încurcăm numărătorul cu numitorul. 8 supra 9 plus 1 supra 9 este egal cu 7 supra 9. Greșit! Trebuie să adunăm, nu să scădem numărătorii.
1 supra 7 plus 4 supra 7 plus 2 supra 7 este egal cu 7 supra 7. Corect! Pentru că 1 plus 4 plus 2 este egal cu 7. Am ajuns la final. Sper că v-a plăcut activitatea de astăzi și ați și învățat. Să recapitulăm. Atunci când adunăm două sau mai multe fracții care au același numitor, adunăm numărătorii și păstrăm numitorul neschimbat. Eu sunt Nicoleta Gâdea. Vă aștept și data viitoare cu activități la fel de interesante.